Ce treabă ai ajuns la Ministerul de Interne? La Ministerul de Interne, dar mă prezint întâi. Bolboaca Claudiu Dochim, anul 1962, data de 2 luna 3-a. Nu contează, astea sunt date personale, dar nu... Contează de atâta că am ajuns la vârsta de pensionar să-mi pune din 99 în coace când eu nu pot lucra, când am lucrat cimitirul. Asta-i contează, măi, oamenii de o seamă... Dar până în 99 de ce nu pune? Dar asta e problema. Așa. Îi pune că e niște 55 de rubli. Băi, fat, hăi, de 55 de rubli eu în 93, eu mi-l luam 3 saci zahar. Și până ștet, eu prindem 9 rubli. Adică era salariu mare, da? Era bani, nu cam cum prostia asta. Și am cât îți dă pensia? Și am dat 900 de lei, ca la aici care nu a lucrat deloc, știi? Ca bieță pe ani, ca păi nu, aici care nu a lucrat deloc, 400 mai timp că eu. Nu mai este, am o lege că e minimală, și da? Nu sunt minimală. Dar eu de 99 cu așa, am plătit cimitirul. În ce sens ai plătit cimitirul? Fond social, pământ, arendă. Fond social, fond funcțial. Deci ți-ai luat pământ pentru, la cimitir, pentru mormânt? Numai că așa, că eu așa ne-am spus. Nu am luat, acolo au dat locul cimitirului, au dat pământ, arendă. Te închipui primarul satului Caplan, un om nica la lume. Așa și este, că e pădreclas cu sora mea și e învățat pe doi, dar m-a ajuns la guvern, pe mici tot loc. Dar bunci Valeria, așa se cheamă el. Și am învățat, mă ușisem și el m-a dat în 2008. Te ușisem și fel, te-a bătut. Chiar la dânsul în birou am anul. Am că soțul meu s-a calcit la dânsul la frigider, a făcut frigider, mă rog. Lucra la el. Da, o să duc chiar o iarnă acolo, s-a calcit plămâie. Și am nu poate lucra. Din 2018... Și mă tata ai dus să-i ceri socoteală și el te-a bătut. Și el m-a zis așa din camion și a zis, ești, dar cine ești tu? Dar eu am spus, măi, băi, dacă cine ești eu, din 2012 tu scrii mișuni. Din și nu te-ai plâns la poliție pentru îmbrânceală? Și te plâns. A, am înțeles, degeaba. Poliția m-a bătut și m-a dus în costurile mai. Când a fost asta? În 2019. A, am înțeles. Și amu ce ai venit? Ceri socoteală de ce te-a dus la Costujeni sau? Și amu am nis eu socoteală și i-a nini pe polițiști. Și din Chișinău am. La curtea constituțională a fost bătută. De un om de la ușă. Și am tăiat documentele și eu nu pot scoate. În 2018 octombrie. Și 18? Da. Aia și mult, de-am spart. Dar nu-i de 3 ani. Da, păi, da, ia că așa m-am dat. Manuale, are... Poliția știe, te-ai plâns deodată și nu a făcut nică, da? Dar ți-a trimis ordonanță de neîncepere a urmăririi penale, că ai făcut plângere penală, probabil. Da, că nu-ți faci, că până cum omul ăla așa ghedeam nu lucrează, că el a fost angajat altfel, băi, dar de ce manuale are 100.000? Pensia plus astea a lui... Da, dar nu ea era atunci președinta curții, în 18 era... În 18 altul, nu? Nu, a fost 20 de luni. Poate lungi era. A, pe data de 3 luna 8-a... Când te-ai dus, mata, acolo, cine era președinte? Pe data de 3 luna 8-a, eu am depus plângere recomandată pe domnul Poate Lungi. Eu cu dumneavoastră am mai grezit la distanță, când mi-a zis la CEDO. Dacă mă tale la CEDO, fă și-a apăreat când poliția asta, întâta este ea. Dar ce, mata, de atâta te-ai dus la Curtea Constituțională să te plângi pe poliție? M-am dus, m-a plâns pe judecători, măi, oameni. Dar trebuie să te duci la CSM, nu la Curtea Constituțională. Acolo se plâng miniștri, se plâng deputații pentru președintele țării, pentru nerespectarea Constituției. Exact, dar un om simplu nu se poate adresa la Curtea Constituțională. Dar dacă te-ai documente de la tăți proști, la tăți bandiți de la noi din Moldova, sunt la mine în mână. Dar m-am ajuns acolo. Și azi cu ce treabă ai venit la Chișinău? Ai iar judecată? Azi am venit pe treabă, da. Unul care m-a bătut la aici, nu m-a bătut, m-a prostit și hai, dar și cine ești, măi, că mă, ești tu, stai, băi, băi, tu ești un copil. Ei, dar pe asta e o părere și dar pentru asta? Dar e părere, băi, om bun, și bine de părere, dacă ei nu m-ai făcut la poliția de frontieră, eu azi cu cazul cu poliția de frontieră. Azi te judici la ce instanță? La curtea de pielea că ați venit. Dar care a fost prima instanță? Prima Ștefan Vodă cu mișinul lor. Este dar și ai ajuns la frontieră? Ce treabă ai avut cu poliția de frontieră? Aveți graniță acolo cu Ucraina? Da. Satul Caplan e mărginit cu Crutoiarul, cu Ucraina. Am și înțeles. Sora mea mai mare, din 48, e parte și ea. Și un tetul luna mă dușem. La sfârșitul lunii, cât se da? Permite, mă dușem. M-a bătut. Trece ilegal cu buletin, da, cu pașaport, da, la punct de frontieră? Da, da, am pe data de 30 septembrie 2020, polițistul satului Caplan, Dodon Viorel. De sector, polițist da, de sector. Da, dar el chiar la noi, el nu a învățat din poliție, nici din chiar, așa la noi lucrează. Bă, leu, dar cum poate fără? Iată așa lucrează. N-are studii juridice, n-are academie de poliție. Era bat, susit la volan, la noi la Cimea acolo, la Cimea aceea noastră, tot e primar și acolo. Și eu m-am sunat la poliție de frontieră. Că l-ai văzut, m-a ta da, biat. Nu, a sunat din tâi la Ștefan Bodă. Nu răspund. Știi că eu deschid ușul, nu răspund.
Am sunat la... Dar ce ai numărul dispeceratului de la inspectoratul da. Raional? Da, am sunat, dar eu mă plâng și îmi plâng în cine când fac cu mine. Am sunat la IGP în Valea aici, la Tiraspol, că e în jos. Da, 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 la șefii tuturor polițiștilor din Moldova. Am sunat acolo, copiii și alisură, băi, și femeia asta. Eu sunat cine a fost de servici, că eu am tot înscris eu. Și ei nică nu fac, am unul dacă 30, cum mă plâng. Și mi-a dat că a sunat de-a mâi dimineață la 31, 38 prin țara. 31 august a sunat în jur la ora 4, 5, 6. În ce an? 2020 am uiat cu două anul trecut. Da. Și l-a mai văzut cineva sau numai mama ta l-ai văzut? Dar pe ele erau un câr de lume acolo, băi, duminică și ei erau mulți. Dar pe ei nu s-au dat nimic, știi? Dar eu îți spun un singur lucru. Dacă s-a escalit unul, ce plică e martor, ce vine la sud? Nimeni nu vine la sud în afară de mine, din chipul nimeni. Judecătorie, dar nu l-a și te-a dat Dodon în judecată pentru calomnie sau cum? Nu m-a dat, el m-a dat mai înainte. El m-a vrut în poștigen, tot el m-a vrut în poștigen. A, da? Da, 2019 tot el m-a vrut. Și eu am de la Ministerul de Interne. Bun, și amunt ce fel te judeci? La apel cum te judeci? Am și... ia ca, ia, ce să spun. Cu data aceea îți spun că din august și o fată de la, de la poliția de frontieră, familia ei, tot e o fată de deosamă cu copiii mei. Și zice, dar și știi, încolo încoa. Și eu m-am dus, mă, asta a fost, spun, 31 aia sunat dimineață și m-am dus în curs săptămânii la poliția de frontieră. Zic, mă duc de ei, dar la poliția de frontieră mi-a spus, deși, mă tare, du-te acolo și întreabă, îl cheamă al șef, știi? Și spune, la inspectorat sau unde? Nu, chiar la noi, la graniță. Dar și treaba are poliția de frontieră cu Dodon? Ascultă-mă, te rog, dacă am sunat eu acolo, de-am tot trebuie cât de cât, știi? Sunt de ei măcar o lămurire și ceva. Am înțeles. Măcar poliția de frontieră. Da, dar măcar ei. Așa. Și acolo, nu era, și băieții care am azi ședință, dar el zice, hai și nu hămâi acolo, dar eu am sunat la 112. Păi ce înseamnă asta? Cum? Un om simplu, toate documentele în mână. Și te-a amendat pentru apel nejustificat sau cum? Nu m-a amendat, nu. Dar nici în ziua de azi n-am documentele și s-au făcut cu Dodon. Și și-au făcut poliția de frontieră cu Dodon. Acum ai ajuns în instanță. Dar pe eu spun cum. Spune. Am dat plângere pe băietul ăsta care mi-a zis, hai și nu hămâi. Dacă eu mă aduc și am dat plăgeri, băi, dar ce înseamnă niște copii care se bat joc de oameni, mi se are ca într-adevăr am înțeles. Și a fost plângere penală la parchet, la procuratură sau cum? A fost plângere direct de la poliția de, la poliție, dar noi de-am de frontier drept la... Și ei ți-au răspuns la, la plângere cu o petiție, cu un răspuns la petiție și mă ai contestat nu, sau cum a fost? Da, așa, am dat plângere, da. Am unul, ieși, omit la nouă fetiță, tânăr, postul alună. Zice, dar aceea nu-i postul, dar chiar e proastă de tot, v-a spus drept. Ei, lasă, nu înjura. Nu, dar eu n-am încotro, că așa și este. Eu n-am încotro. Eu așa prostii, ca cum mi-a scris ei în ea, că sunt bătut, sunt sușit. Dar și unde lucrează? Eu ne tam la noi nouă. Nouă ce? A, judecător în raion, am înțeles. Răspunde, că poate e important. Alo. Veniți femeia de la Ștefan Vodă. Pensie de 900 de lei să-și facă dreptate. Și polițiștii imediat s-au alertat, carabinierii și acela din, din gardă s-au stresat. Prineți femeia în audiență, că altfel scoatem vuvuzela. Brega au revenit pe baricade. Claudia Bulboaca, de la Caplan Ștefan Vodă. Și stă de jumătate de ceas aici, nu oprinește nimeni în audiență. În schimb, ea că au tras cablu. Și tund iarba. Asta e mai important de tuns iarba, nu? Cablul ăsta e cam periculos. Nu e așa? Dacă îl calcă cineva pe tocuri, s-ar putea să electrocuteze. Uleacă. Dar vezi că la 10 ai ședință, ai zis că nu? Da, și ai 9. A, e aproape 9. Bună. Primul război. Vezi nevoie de ajutăm ceva? Da, eu sunt vinită la mea poate la șef corupție. Dar mai chemat la parte. Șef care de corupție? Care mai nou, nou, șef? Anticorupție? Da, da, da. Nu avem spie, anticorupție nu avem. A, păi tot așa, corupție internă, da? Polițiști să nu fie corupți. Și-a femeie știe și spia omule, explică-i. E control intern la poliție, spia, nu? A, pe acasă îi trebuie și ei. Hai zi, băi, băi, te ascult tot.
Chișinău, azi. Am ajuns de aici în Gândăriet. Dar cine te sună? Aici stai din 2018, prima dată minciuni. A, polițistul? Polițistul de la Ștefan Vodă. Dar și s-o spăriet că ești la mai ei? Bălbaca Traugă. Cum? Bălbaca Traugă. Și nu vedem voi să-mi dați la ministru. Recomandat... Dacă el nu vrea la ministru, el vrea la șeful controlului intern. Ia să apară, eu v-am spus că m-a cătrat. Eu am primit recomandat... Dar cine e ministru, om? Cum îl cheamă? Alo, și ministru. A, Voicu. Mersi. Gata, ne-a închis că am văzut. Dar și atâta mai câte dare? Dar și te... Hâțână. Știi că vii la Chișinău? Da, păi ai, vezi că i-a spus la mu, eu s-a ținut fața ministerului. Da, dar lor nu le-ai spus că ai venit. Da, păi lor le-a sunat și le-a spus la 7:20. Băi, trimiteți al șeful vostru, vii jos, că eu n-am... La 8:20. A, la numărul 5:20, număr intern. Am înțeles. A, deci ai intrat și ai vorbit deja cu ei, dar încă nu a venit nimeni. Nu, n-am intrat. Nu, la telefon ai fost și ai vorbit. Am înțeles. Eu ne-am sunat, să ia să apară. Dar n-ai acces la 15:20, mama. Este număr intern, numai de acolo îl pot suna. Uite, te rog, ascult, ce să spui. Cum n-am acces? Ia vă ascult, că am și răspuns. Cum n-am acces? Eu direct de acasă îl sun. Și am chemat via acasă cu televiziunea cu tot. Mi-a dat focul. Și numărul ăsta 15:20. Așa e lor. Păi da, o răspuns o voce și nu mai zis nimic. Bună ziua. Eu de-am v-am sunat de 3 ori, scoboare și șeful vostru. În fața ministerului că eu sunt aici, eu n-am cândva mă răsut Iisus, că eu întreb de la curtea de apel. Eu. Dar puteam la corupție din treabă, că de mine și la corupție și ei, dacă vorbim. Dar ce de muncă, că la bandit cum v-ați scris eu acolo, dar v-ați scris, lasă niș. Ei, nu-mi mai explica netalii, dar eu ți-am spus. Dacă am scris eu pe șeful anticorupție, scrisoare recomandată, o lună în urmă, să nu ați făcut nimic, veniți la fața locului. Eu v-am chemat la mine acasă, televiziune cu CEC. Nu, la CEC. Tu? La primărie, eu am practică de absolvire acolo. Aaa. Ai trebuit să mă duc eu de mătăț. Și cât stai? Cât lucrezi? Pentru 11 iunie. Aaa. Deci nu pot să mă ajut cu semne. Din băgate, deocamdată nu. Ok. Hai să mă. Ce zic? Am înțeles că ăsta e număr de CNA sau ce e acolo? Da. Păi și suni ma ta la CNA dacă ai venit la poliție? Ascultă-mă, te rog, numărul ăsta e la tâi și aici, că așa s-a zis. Nu e aici, numărul ăsta e la CNA, număr scurt. Da, dar pe lor e aici. Pentru corupție. Pentru corupție, dar pe aici e... Dar nu e pentru corupția polițiștilor. Ascultă-mă, te rog, eu scrisoarea recomandată am trimis-o pe adresa aici. Pe numărul ăsta să-ți mă lămurim. Da, dar da, numărul ăsta... Pe numărul ăsta ești mi-i răspund, dacă auzeam să desună. El ce ți-a spus acum? Dacă am auzeam să desună, netale sună pe 022-255-355. Iau, ce ți-ai minte? Da, pe asta eu am fost la desa, am dat interviu tot timpul acolo. Dat interviu? E ca familia cu biciclete. Bravo, bravo! Era una, familia Brânzu, proastă, care mi-a furat documente. Dar știi cum spre ea? Eu trimesc să-i recomandate, eu singur am prins niște magari la noi, s-a zis, cumpărat la ușă. Din chip, eu trimesc să-i recomandate. Documentele sau ce? Da, le cumpărat. Da, dacă s-i recomandat, spunem cu da poșta, dar poșta răspunde pentru... Da, și răspunde poșta, ei vineau și ne le furau. Și tot ei i-am prins, eu că am venit anul trecut și zice, vine și îi spune soarele mea, cea Maria, asta e cel de mult. Și am Maria, ne-a plus și care curte documente. Din chipul și dochitoși. Apa am ușit slipa cu dâns. Ei mă bătut, și slipa cam cu dâns. Și eu cu dâns în mână, tot de și care curau documente. Din chipul? Da. Și eu aici numai unul. Am și la Ricear, și la Jizdan, am și la Poale Lungi, la tăți care îi dăm Poale Lungi obniți cu de la acel. Ei, dar Jizdan de mult nu e în minister. Da, păi eu de mult, măi băieții Machin, e 2007, ai uitat în fața acelui mă înțeles. Dar de ce nu porți mască, nu te tendi COVID? Am mască, dar eu n-am. Dar o ței în buzunar. Știi, deși nu port, eu m-am nedus, eu așa, eu bătut și la partea asta amintetă-i putred, eu nu pot deloc. Înțeleg. Eu am, eu n-am întâlnat trecut pe vițitul ăsta când mă tem ca smurgită, știi? Dacă eu așa așa ghesc. Dar ce nu te vaccinezi? Chiar că de-am să dă drumul la liber. Dar eu îți spun deși, de atât îți spun, că eu de-am n-am putere, la mine e otrăgit organismul. Și eu nu pot. Păi iată, cu antivirusul ăsta, cu vaccinul, s-ar putea să ai imunitate. Ei, mai multă imunitate. Putere. Și mai mult putere, mai băi, că eu mărg doi pași și mai e scoră. Și așa, și tot scoră am ați fost, eu aha. Eu vin și scoarea m-a dus. Când m-a bătut la Curtea Constituțională pe 10 octombrie 2018, tot scoarea m-a dus. Și mamsa lucrează aici.
fata care a dus acolo cazul, m-am să lucrează aici să ne scrie la... E, dar și legătură are. Dar pe sebe, băi, de-am gata, fata nu lucrează. Dar m-am să zic, dar femeia asta de-a mare, nu știu câți ani de când șer la test. Șer la test, are într-adevăr. Eu m-am șerut la test ministri, că figurează în document la CEDO ministri. Nu figurează foaie verde, lobul, dar figurează... Ei, nu contează, la CEDO figurează statul și orice funcționar contează, reprezintă statul. Da, dar pe eu dacă m-am adresat la unul, la doilea, la treilea, și oamenii și eu nu mă știu la față. Te-ai plâns vreodată la CEDO? Nu, n-am vrut la CEDO să las plătească bandiții din la noi, din care m-au bătut, care las să plătească țara. Am înțeles. Las să plătească, ești care zinoveț, nu plătească țara, așa așa țara asta noastră, e baia să-mi bate capul. Deci vrei să plângi la șefii lor că polițiștii te nedreptățesc, da, spune, și după aceea te duci și te judici? Că nu au vrut să-ți răspundă poliția să pedepsească pe... Și el care trebuie. Așa la ușigaș, beat. Da. Dar care? Și eu ușigaș. Pe cine a omorât? Da, în 2018 și Gasna Senat, ea că a la mine în mână. Cine, cine? Gasna Senat, așa, un ușigaș, un stop mâxa. Am dar eu am avut sud cu Coșug Sergei, tot polițist cu misiunile lor. Eu spune, ea Zagoreța care a scris, e primul caz 2018, a scris misiuni. Și am avut sud pe data de 19 iunie. Vin acasă și Gasna așa, ăsta nu departe, știi pe două ca trăiești. Vin acasă, s-am intrat în grădină și mi-o dau colivac așa de plasma, de vreo 5 kg, nu pot duce. Noaptea am intrat în casă la ora 12 de noapte, sună telefonul fix, dar la noi și era udat. Închis. La noi era închis. Legumele până la 12? Da, dar dacă eu joia ca zi la pe drum și eu n-am ce mânca, mai okay. Că nu-mi de o capică de una. Bine, și-a intrat el la mata în casă. Nu, intră în casă, sună fiorul, la Florești. Fiorul lucra în poliție. Băi, și mamă, și pe la Gasna, și Gasna, și măi, zic, eu azi am avut Coșuc Bețevanu, așa și este, zic, am avut cât în sud la Ștefan Bode, și am zis, m-am apucat de odată, tatăl s-a calișit la frigiderul primarul satului și nu lucrează deloc. Și noi suntem, am 2-500 de lei grupă, la mine n-am apucat pe grupă, mi-a dat acum cu astea tot. Ei, și el își trimit pe zi, și e vechea birmă, și-o duc mătă la construire, întind tipul, un Bețevan și un ușigaș. Și frontieră, rutieră. Ucigaș în ce fel? Cu ușa, chiar ușa bubunixa. Am înțeles. Și-a stat la pușcărie? Nu mai stat. Mi-a făcut nici proces, să scot mai departe. Dodon Viorel. Pentru calomnie. Da, mi-a pus pentru calomnie. Băi, zic, el a ușit om și tu am ăștia pe cardoc bine. Dodon Viorel. Dar pșamu iar ar putea să plângă pentru că îl calomniez în spațiu public. Da, chiar îi spun dreptea că eu calomniile lui care trebuie să-mi șorne. Eu să-l duc pe toată la cotidiană. Din chipul ea că asta nu-i calomnie. Cum, băi, băi, asta e o părere. Care părere, mai dat el o scrie de pe el crede că ești bolnavă și că ar trebui să... Fi tratez la psihiatrie, nu, când mata, iată, publică l-acuz de omoară, asta e mai grav. Dar chiar a ușit, nu că l-acuz. Păi și dacă nu a fost condamnat, cum demonstrezi că a ușit? Dar pe aia, dar pe eu spun, mai departe, el a măjit că eu a sunat la cine, și a sunat la părții în frontieră, cea prima dată. Și era un băiat, familia Popescu. Am mutat, chiar așa, 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 băiat, și am luat, duc acasă. Pentru că s-a zis unul obsesion, mi-o să-i întrebi și scum. Și iar îi fac neadu domn cu coșugă ăștia doi bețăvani, îi fac nea proces. Polițești, de ce păi? Băi, stai băi, îi și echipă îi fac nea ăștia, dar el, o să pe mâxa. Și el pe mine m-a calomniat și eu am chemat numai... M-a înlămurit și cu calomnia, o grăit cu fiorul să te ducă la spital. Și asta e calomnie, calomnie când spune ceva în spațiu public. Ea cam a ta pentru acuzație de omor. Poți fi acuzată și amendată pentru calomnie. Și eu, dacă el știe și prostie, eu scrie, zic, n-ai idei, n-ai idei, dar el în primul caz a luat bani de la mine să facă... Și ei și spui în petiții, nu-ți cheamă calomnie, și ei și spui în privat, nu-ți cheamă calomnie, numai și spui public și nu are suport factologic, nu se întâmplă în viață, asta poate fi calomnie și se amendează, conform articolul 69 sau 70 din codul contravențional. Asta așa a fost, că Dodon Viorel l-a măgit pe el, dar și-i sunat la cineva. Deci eu am sunat la Cineu și vine Cardaug Viorel la fața locului, zamul lui Trofimul, șeful pe ei. Să vine la fața locului la Caplan, să vadă și mișiunii face zonghe. Am un cardaistia, Dodon Viorel, polițistul l-a măzit Cardaug, nu i-a spus să vine la Caplan. Mie ce faci nea prostie? Stai băi, și tine, ai stau și om, eu vin de la Cineu și tu îi faci nea prostie, băi, și cu asta băi. Și așa a spus. Am venit un băiat nou, Dodon, familia Dodon și mă dus am o cază, știu nici când am înțeles, dar și să pe că m-a vrut în coșul în 3 ori, tot timpul m-a vrut. M-a luat, m-a dus ca pe animal, m-a ridicat, stai mai de și înseamnă asta, băi. Și Gasna așa este implicat în dragi mișiuni, dar el nu lucrează că e. Și la rutieră, tot el s-a scris, băi, dacă te-ai scris, vii la fața locului la sud. Odată n-a fost la sud, odată n-a fost. Am cum băi. Și razne prostii în adresa mea, mi-a scris el.
Eu îți recomand să ceri avocat de stat și să te apere conform legii, nu cum îți pare matale că interpretezi legile. Eventual du-te și la Institutul pentru Drepturile Omului ca au avocați pentru persoane care au fost tratate la psihiatrie, poate te ajută și ei. Ascultă-mi, pe data de 28 ce? Ianuarie 2020 am fost cu spitalul de psihiatrie, am fost la sud, cu băieți din ședințină. Deci cu avocat, de stat. Da, de stat. Așa. Și nu a alungat cu tot, că n-ai știut să te gândești. Nu a alungat cu tot cu avocat. Băi, băieți, cum puteți și... Că eu am dat, dar deci, eu am fost și de în spital, de psihiatrie, m-a vrut că ilegal, a fost o fetiță Mariana Ulinț, la sud. Băi, ce-ți vrut mie asta, voia să o calișiți aici oamenii ăștia, ghiare, deci, dacă are neamul și aproape, lasă-o sadă numai dacă până atâta vine. E ce, era reprezentantul statului sau și căut? Da, sau om de în sat? Nu, Ulinici asta, cine era? Avocat. A, avocat de stat te reprezenta. Da, am înțeles. Și-o zis că deși o băgați la psihiatrie, care neamuri. Asta, picioare, nu care neamuri. Dacă iar unde sta, nu vreți un oameni ăștia bolnavi ca să o calișiți. Am înțeles. Și știi ce e la mine? La mine potopul. Când o văd și am unde am știut ce e, mai ies din psihiatrie și îi dă o plângere. Că văd omul. Ies din psihiatrie și îi dă o plângere. La guvern și la ministerul din viață aici. Eu am venit direct așa, dacă eu e debil, cum putem să vin să-i dau eu o plângere lor, ha? Nu, cum putem eu? Eu văd eu. Bună ziua! La serviciu protecție internă. Da, eu. E că are plângeri, polițistul din sat, când l-a bat poliția de frontieră, când nu au vrut să ia măsuri, că a sunat la 112 și nu a reacționat. E ca așa. În căutarea dreptății. O las cu durerea ei. Mă duc cu cec. Îți cer liste de subscripții ca să candideze independent.